Slavă Tatălui, Fiul și Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul! Una dintre strofele din cântarea pe care au cântat-o tinerii spune: din Duhul tău știu cum se cere să-i pot iubi pe frații mei, să-i simt mai dulci ca orice miere, din Duhul tău știu ce iubirea pentru ei. După cum există cea mai mare poruncă, și anume să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, și lucrul acesta ni-l adeverește însuși Domnul Iisus Hristos, dați-mi voie să cred și să spun astăzi că există cel mai mare dar duhovnicesc. Și despre el aș vrea să vorbesc astăzi. Am să-l contrazic puțin pe Andrei. El a spus că toate sunt importante și nu este unul mai presus decât celălalt, dar este unul care este mai presus decât toate. Și aș vrea să citim textul pentru mesajul meu din ziua de astăzi, de la 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 3 până la versetul 11 și apoi versetul 31. De aceea vă spun căci nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unea este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmășirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și mă duc la versetul 31 și continui cu versetul cu capitolul 13. Umblați dar după darurile cele mai bune. Ați văzut o listă destul de bine descrisă și spune umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire și se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Amin. Apostolul Pavel vine și spune, Duhul Sfânt este cel care dă daruri, așa cum am auzit. N-am știut că predică Andrei, nici ce predică el. Abia cu 10 minute înainte de a începe adunarea am aflat că el este. Dar vedeți, o să vedeți că Duhul lui Dumnezeu ne transmite exact același gând. Duhul Sfânt care sărbătorim astăzi n-are niciun rost în lumea aceasta dacă nu este noi și dacă nu-și poate face lucrarea prin noi, dacă nu ne poate folosi prin darurile pe care le pune Duhul Sfânt în fiecare dintre noi. Nu știu, nu credeți că a venit degeaba, el a venit cu un scop după planul dinainte făcut de Dumnezeu și el își atinge scopul atunci când îl lăsăm să lucreze. Duh vine se folosește în limba greacă pentru cuvântul Duh, pneuma, care înseamnă suflu, care înseamnă, în dicționar am găsit, o putere din afară divină care vine și aranjează toate lucrurile. Pune toate lucrurile în ordine, în rânduială, dar e ceva care suflă, care e ca un vânt.
Dragii mei, Duhul Sfânt este ca și aerul pentru noi. Dacă nu putem să trăim fără aer, fără Duhul Sfânt, noi nu putem trăi duhovnicește. Domnul Iisus Hristos a plecat, s-a înălțat la cer și fără Duhul Sfânt, credincioșii, creștinii care merg pe urmele Domnului Iisus Hristos, nu pot să trăiască. Ni se pare nouă că putem trăi fără Duhul Sfânt viața de credință. Nu putem nici măcar o lună, dragii mei. După o lună de zile, fără Duhul Sfânt în viața noastră, în persoana noastră, n-avem nicio putere să biruim în lumea aceasta și să ne îndeplinim misiunea la care am fost chemați. Și am să recapitulez foarte puțin care este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt și pe urmă am să mă opresc asupra celui mai mare dar duhovnicesc, care este dragostea. În primul rând, Duhul Sfânt ne convinge de starea noastră păcătoasă. Duhul Sfânt este cel care dovedește lumea vinovată de păcat. Dacă nu este Duhul Sfânt la lucru, dacă nu este Duhul Sfânt în adunarea noastră, în biserica noastră, în cuvântul nostru, oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu nu se vor pocăi niciodată. Pentru că Duhul Sfânt este cel care vine în chip tainic, în inima omului, atunci când aude cuvântul lui Dumnezeu și îl mișcă și îl schimbă și îl dovedește că are nevoie de Iisus Hristos, dovedește că are nevoie de o schimbare în viața lui. Duhul Sfânt este cel care întotdeauna face lucrarea aceasta. Să ne rugăm ca să lucreze în continuare. Apoi Duhul Sfânt este cel care ne însoțește pe calea de credință toată viața noastră. N-am primit odată Duhul Sfânt și s-a terminat. Nu ne-am întors la Dumnezeu, am fost botezați când a fost mic, am primit Duhul Sfânt și nu-L mai pierdem niciodată. Nu e adevărat. Duhul Sfânt trebuie să rămână în viața noastră și pentru ca El să rămână în viața noastră sunt câteva condiții. În primul rând, să știți că El este în interiorul nostru, așa cum a spus fratele Andrei. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți că și voi sunteți templul Duhului Sfânt? Acolo vorbește în contextul preacurviei și al curviei și spune Apostolul Pavel cel din Corint, trupul vostru este sfânt. Noi trebuie să avem grijă și de trupul nostru. Nu putem spune, trupul acesta nu contează. Erau niște curente în vremea aceea filozofice care spuneau, poți să mânci, poți să curvești, poți să faci ce vrei cu trupul acesta, căci Duhul din tine e important. Nu e adevărat. Duhul Sfânt locuiește în noi, așa spune Domnul Iisus Hristos, atunci când ne pecetluiește cu Duhul Sfânt, El este înăuntru nostru. Este în conlucrare cu Duhul omului, Duhul lui Dumnezeu. Noi nu suntem numai trup, suntem și Duh. Și atunci Duhul Sfânt locuiește în noi și este Cel care ne conduce. Și spune în Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuiți, căci pleacă de la voi. Să aveți grijă să vă mențineți curăția vieții voastre pentru ca Duhul Sfânt să rămână în voi. Altfel nu locuiește. Nu se va lupta pururea cu omul, spune Dumnezeu, Duhul meu, nu se va lupta pururea cu omul. Se luptă o perioadă din timp, dar Duhul Sfânt trebuie să rămână o permanență în viața noastră ca să putem birui, ca să putem rămâne pe calea lui Dumnezeu, ca să putem ajunge biruitori și să ne putem împlini scopul pentru care am fost creați. Și în al treilea rând, într-adevăr, Duhul Sfânt ne înzestrează pentru lucrare. Se roagă pentru noi. Se roagă și suspină pentru noi cu suspine negrăite. Știți când se roagă pentru noi? Când noi nu ne rugăm. Când noi nu suntem cum trebuie. Când noi nu suntem unde trebuie. Cât timp încă n-a plecat Duhul Sfânt de la noi, Duhul Sfânt suspină și se roagă lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, pentru ca noi să rămânem pe calea lui Dumnezeu. Părintele Iosif Trifa, întemeitorul oastei Domnului, care și-a ales ca sărbătoare pogorârea Duhului Sfânt, are un exemplu așa de frumos. Spune, porumbelul Duhului Sfânt locuiește în viața noastră atâta timp cât ciorile păcatului nu sunt acolo. Când vin ciorile păcatului în viața noastră, Duhul Sfânt, porumbelul Duhului Sfânt, pleacă din viața noastră. Și spunem, noi suntem credincioși. Noi suntem, venim la adunare, mergem la biserică, suntem din familie de ostași. Oare suntem vii? Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos în el, este mort duhovnicește, pentru că n-ai aer duhovnicesc, n-ai cum să trăiești. Și acum,
în trupul lui Hristos, Duhul Sfânt, ne dă daruri, așa cum am auzit, fiecăruia spre folosul altora, spre zidirea trupului lui Hristos. Și atâta timp cât noi rămânem în starea și în felul în care Duhul Sfânt poate să locuiască în viața noastră. Și Apostolul Pavel, după ce corectează ce are de corectat în Corint, după ce spune toate aceste daruri care sunt, și nu sunt toate acolo în lista pe care am citit-o, sunt multe alte daruri pe care Duhul Sfânt le aduce în lucrarea și în viața bisericii, spune, umblați după toate aceste daruri, după cele mai bune. Care sunt cele mai bune? Și el spune acolo, este prorocia, este descoperirea voii lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu pentru cei care merg pe calea lui Dumnezeu. Este, nu știu, vorbirea limbi, este darul învățăturii, este darul care, daruri mari, am zice noi. Și sunt daruri deosebite, dar toate vin de la același Duh. Spune, umblați după toate acestea. Dar haideți să vă spun un secret, spune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună decât umblarea după un dar sau după altul. Și calea cea mai bună, dragii mei, care este darul lui Dumnezeu, de fapt este darul supra-darul lui Dumnezeu, este deasupra tuturor darurilor pe care îl dă Dumnezeu, este dragostea. Dragostea vine de la Dumnezeu, cea care vine de la Dumnezeu este emblema specifică creștinismului. Dacă nu avem dragoste noi, nu ne asemănăm cu Dumnezeul nostru, cu Tatăl nostru care este în ceruri. Știți cât de bun este Dumnezeu? În fiecare zi ne mai dă din nou încă o zi de trăit. În fiecare zi nu se uită la păcatele noastre cele ascunse. Ne mai dă aer, ne mai dă viață, ne mai dă putere, ne mai dă har să ne putem întoarce la Dumnezeu. În fiecare zi Dumnezeu închide ochii, ca să spun așa în ghilimele, față de lumea aceasta care zace în cel rău și dă încă șansă și putere. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta. Cea mai mare culme a dragostei sale este jertfa de pe dealul Golgotei, încât l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea, dragii mei, vine de la Dumnezeu. Și spune aici, chiar dacă am face toate aceste lucruri, slujiri extraordinare, dacă nu avem dragoste în inima noastră, nu se întâmplă nimic. Dacă am împlini acest dar, spune aici mai întâi, să vorbesc în limbi cerești și omenești, să vorbesc extraordinar încât toată lumea să rămână uimită. Și dacă n-am dragoste pentru cei din jurul meu, nu fac decât sunt ca o aramă zângănitoare, așa ca o tablă pe care o bați și sună frumos sau urât sau disonant, dar nu face nimic, e un zgomot care te enervează până la urmă. Poate că am darul prociei și pot să cunosc toate tainele și ce gândiți dumneavoastră acum și ce ați făcut și n-ați făcut dumneavoastră și ce se va întâmpla și ce va fi în viitor. Nu mă ajută cu nimic dacă n-am dragoste. Nu mă ajută cu nimic dacă am darul dărniciei și mă împart averea la săraci, încât nu rămân cu nimica, pot să împart tot ce am, să vând tot și să dau la săraci. Pot să fac lucrul acesta fără dragoste și spune Apostolul Pavel că-și nu folosește la nimica. Și mai pot, nu știu ce spune aici, să am o credință încât să mut munții. Mare lucru, da? Să am așa credință încât să fac minuni, să fac vindecări poate, să mă rog pentru ca să oprească Dumnezeu ploaia și să oprească. Dacă nu am dragoste, spune Apostolul Pavel, lucrurile acestea nu valorează nimic. Nu că nu trebuie să le folosim, nu că nu trebuie să ne folosim darul și să nu căutăm daruri care Dumnezeu le-a pus în noi, să-L folosim spre zidirea trupului Hristos. Dar aș vrea să ne verificăm astăzi puțin cum stăm cu dragostea unii față de alții. Cât de mare este darul acesta al dragostei în inima mea? Unul pentru celălalt, pentru cei din adunarea noastră, pentru cei din familia noastră, pentru cei din lucrarea noastră. Pentru că, dragii mei, dragostea aceasta de care vorbește Apostolul Pavel aici este esențială. Dacă nu iubesc oamenii, nu o să-mi pese că merg în iad. Dacă nu iubesc oamenii și nu mă uit la ei cu dragoste, cu pasiune, ca să doresc să-i smulg din flăcările iadului, nu o să pot să fac nimica pentru aceasta. Și dacă ne uităm la părintele nostru duhovnicesc, la părintele Iosif Trifa, câtă dragoste a avut el pentru poporul acesta, pentru cei din biserica dânsului, pentru cei din neamul în care l-a pus Dumnezeu. A fost în stare să-și sacrifice viața, să-și sacrifice averea, pentru că a dorit să-i aducă acolo unde trebuiau să fie, în Hristos,
creștinism autentic, creștinism viu pentru Dumnezeu. Părintele Iosif Trifa, când se uita pe stradă, să știți că nu vedea oameni trecând, vedea oameni care sunt pe drumul spre iad și au nevoie să fie mântuiți, să fie treziți din nou la o viață adevărată în Domnul Iisus Hristos. Dragostea de oameni, dragii mei, dacă avem dragoste față de cei din jurul nostru, nu ne va lăsa să stăm nepăsători. Apoi, dacă ne iubim unii pe alții, dacă avem dragoste față de frați, să știți că o să ne gândim mai mult la ei. Dar o să ne gândim la ei, știți cum? Cu dragoste. Nu o să ne gândim la ei să-i judecăm, să-i vorbim de rău. O să ne gândim la ei și să le dorim binele, să le dorim să le meargă bine. Și dacă unul propășește, nu o să fiu supărat pentru aceasta, ci o să mă bucur pentru că este fratele meu, este cel care Dumnezeu m-a făcut una, m-a înfrățit în trupul lui Hristos. Atunci când ne iubim unii pe alții, ne ajutăm, ne susținem, ne vedem mai presus. Atunci când ne iubim unii pe alții, dispar dintre noi atâtea și atâtea lucruri care n-au ce să caute în trupul lui Hristos. Și atunci se vede lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Cel mai mare dar duhovnicesc pe care Dumnezeu vrea să-l pună în noi astăzi este dragostea unii față de alții. Dragostea pentru aproapele și dragostea pentru frați. Mai citesc încă o dată ce este dragostea. Cum este dragostea mai degrabă? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Haideți să punem numele nostru în locul dragostei și să vedem câte din acestea corespund. Nu ne gândim la rău, ne gândim numai la bine, acoperăm totul, credem totul, nădăjduim totul, dorim ca să fie o atmosferă extraordinară în mijlocul nostru. Domnul să ne ajute, Domnul Duhul Sfânt să ne ajute astăzi să simțim prezența Lui, vibrația Lui în adunarea noastră, care ne cheamă la dragostea aceasta, la acest dar duhovnicesc care este deasupra tuturor. Putem să slujim mult și facem lucrul acesta. Ne dăruim mulți dintre noi și putem să ne jertfim pentru Dumnezeu, dar trebuie să avem și dragoste. Dacă nu avem dragoste acolo, nu se validează slujirea noastră. Domnul să ne ajute astăzi, așa cum am auzit, să căutăm care este darul nostru. Să căutăm să-L aprindem pentru Domnul Iisus Hristos, să căutăm să slujim pe cei din jurul nostru cu darul nostru, dar mai presus de toate să căutăm să avem dragostea în inima noastră. Să căutăm să înlăturăm din viața noastră toate acele șoapte și gânduri care vin din partea celui rău și ne fac să ne judecăm, să ne privim unii pe alții poate mai dificil. Haideți să avem această chemare din partea Domnului Iisus astăzi să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi și când dragostea va domni peste noi se vor vedea toate aceste roade ale Duhului Sfânt care urmează după dragostea, pacea, bunătatea, blândețe, facerea de bine, credincioșia, dar dragostea este prima. Domnul să ne ajute să o avem. Amin. Slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt.